Acum n-am, păi și acum n-am cu cine erai tu împreună, mă? Sau ai ținut o relație ascunsă să nu se spere fanii? Aha, te-am prins. Ai b***o înainte să știi sau după ai aflat? Mama mă bate și mă dezmoștinește și tata mă calcă în picioare dacă dau cu pixul. Mai bine mă duc la pușcărie. Băi, am băut rău de tot în seara aia și nu mai știu exact. Păi înseamnă că am f***t amândoi, mă. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la cel de-al 8-lea episod din Minte, mă frumos. Invitații mei din această seară sunt Mara Ognean, Inisebi, Mirica și Petrica Ștefan, capitanul echipelor ca întotdeauna, Gami și Costică Max. Bă, vă poceți numere în seara asta. Regulile știți deja, dacă cumva nu le știți, o să le învățați din mers. Mara, e timpul să auzim povestea ta. Ok, deci am fost cu un băiat celebru care are sfârcuri foarte mari. Împreună? Da. Cât de mari? Are chinezul, pardon, ăsta. Păi cu ce băieți ai fost tu, Mara, împreună? Că eu te știu doar cu un băiat împreună. Adică cu doi, dar îi știu pe amândoi. Și ai zis că ai fost. Deci n-are cum. Știi pe cine simt eu cu sfârcuri de alea mari? Pe Gheboasă. Dar ăla-i fratele meu, nu. Gheboasă, sfârcuri mari, dar de ce? Îl țin brazilian, îl țin de ăla puternic. Bă, ne referim chiar la sfârcuri sau la ce? La sfârcuri, mă, nu? Da. Gami, ajută-mă și tu, ce faci? Eu? Tu? E fost actual ce? Păi am fost, deci eu am fost. Ați fost, deci cine ai fost? În ce clasă ai fost cu el? Ce ani aveai când ai fost cu el? Stai că sunt cu echipă. Acum un an. Acum un an, păi și acum un an cu cine erai tu împreună, mă? Sau ai ținut relația ascunsă să nu se spere fanii? Aha, te-am prins. Eram cu Ceanu acum un an. Erai cu Ceanu, deci are sfârcuri mari, nu? Iar direct pe față. Ba nu, că dacă zici că l-ai fost cu Ceanu, înseamnă că l-ai înșelat. Am fost cu Ceanu, am zis. Deci înseamnă că el are sfârcurile mari. Ziceți, mă, știi, Gami, ați fost la plajă cu el ceva, nu, la piscină? Nu, n-am fost. Nu știu, eu prea sunt că fiind asiatic, când se dezbracă, e blurat tot. Ok, care a fost reacția ta când ai văzut? Sparte. Câte are? Două, da? Da. Două, da, mari. Care a fost reacția ta când l-ai văzut? Wow. Ai încercat, adică, ai zis, bă, hai să nu pară afectată, să nu fac pe băiatul ăsta să se simtă prost. Ai zis, mamă, să-mi trebuie să-mi pun ceașcă de cafea pe farfuriul ăsta aici. Știi că sunt sfârcurile alea care sunt la modul ăsta de frisbee, discuri de frână? Adică cât de mari erau? Discuri de frână? L-am făcut varză, învață că trebuie să iei sala, uite, mecanic. Băi, știi de ce zic eu că e fals? Eu pe Mara, în toate podcasturile și în vlogurile ei, n-am văzut-o să vorbească urât față de fostul ei iubit. Și nu cred că acum la, nu știu, Minte-mă Frumos, la ediția asta, cu atâtea personaje. Plătește bine și Eli, să mor eu dacă te vine. De fapt, știi care e toată treaba? Tu știi, frate, eu nu știu. Vorbea de unde? Vorbea de sfârcuri pe un live dacă era ceva gen și ne-a zis niciodată nu cred, de sfârcuri. Nu cred, eu nu cred că tu ai dar vorbit prost. Dar ce, Pete, tu urmărești toate live-urile? Oh, shit. Bă, frate, să fiu sincer, da. Eu nu cred că Mara ar vorbi prost de fostul iubit, eu așa o simt. Deci e fals. Deci tu zici că e fals. Bă, pentru că n-am mai auzit niciodată pe Mara să vorbească gen prost de fostul iubit, gen ea vorbește numai de bine. Da, adică e o chestie bă, frumoasă, și eu sunt de acord da. Cu tine, da, într-adevăr. Și nu cred că față de atâția oameni în fața înseamnă la... Înseamnă că n-aveai TikTok acum 6 luni. Nu e adevărat, le rupeam pe TikTok. Cu sprâncenele mele rupeam acum 6 luni pe TikTok. Mirica, tu cum o simți? Cum erau sânii aia? Că blurați nu cred că erau. Nu erau. În realitate. Mai am întrebări de spus. Ce era mare? Era gen mamelonul? Sfârcurile sigur. Mai și voi veste pe las. Era mamelonul sau... Că era cam așa. Aia, alea nu sunt mari. Peperoni, indirect. Da. După ce ai aflat că are sfârcurile mari, ai mai fost cu el? Da. Da, deci cumva personalitatea lui a compensat faptul că are sfârcurile mari. Sau cumva ei îi plăcea păi da, că avea sfârcurile mari. Hai să o luăm logic. Dacă personalitatea lui a compensat atât, acum n-ai fi zis chestia asta. Gen. Pentru că tu ai fi rămas în cap cu personalitatea lui și că te-ai iubit așa de mult. Personalitatea lui n-a înțeles nimic. Hai mă, Mara, lasă-mă cu vrăjele că s-o obișnuit. E fals. Și eu zic că e fals. Deci a zis fals, da? Ar fi foarte okay. Ură dacă ar fi adevărat. Deci, acum avem o problemă. Eu când am tras cartomanșul ăsta, gen nu este un mesaj scris de mine, gen este un mesaj fals. Dar, din păcate, povestea este adevărată. Deci stai un pic, stai un pic. Alex, scenaristul nostru, a scris o poveste falsă din capul lui, da. Care s-a potrivit era să fie adevărată. Da. Da. Și că povestea wow. Cum a venit aia să fie falsă, dar de fapt e adevărată. Da. Păi stai mă, noi ne legăm de carton așa aici, nu de povestirile tale, că și eu cu Petrica poate... Carton.
Ce scrie pe cartonaș, Sebi, e adevărat. De aia n-am eu încredere în femeie. Deci până la mai e punct pentru echipă. Da. Bravo, bă, ești viața mea. E bine, ați făcut două. Stați așa, mă, voi ați zis fals sau adevărat? Fals. Păi e ok și e adevărată povestea. Păi nu e falsă povestea. Păi da, dar nu e cartonașul. Păi ok, dar ce treabă are cartonașul cu povestea? Noi acum suntem la minte, mă, frumos, nu la cartonașul frumos. Păi da, dar se leagă de cartonașul ăsta. Okay. Bă, zice bine ce zice Văru. Ai fost și tu la foarte multe concerte în ultimul timp, că ai foarte multe povești pentru noi. Hai să vedem. Până la 11 ani am fost analfabet. Și de la 11 ani tot cilar. Până la 11 ani n-ai știut să citești, gen, n-ai știut să scrii. E greu că ești versus Petrică, care știe mult despre tine, dar... Stai, nu știi, băiat. Tu la școală n-ai cum să-ți dai cu presupusul față de mine. Păi da, viața mea, dar eu la școală vieții, e greu. Sebi, cum ai aflat că ești analfabet? Ți-a spus cineva? Au râs copiii de mine la școală când citeam. Când citeam la școală, râdeau copiii, mă luau la mișto. Cum citeai, mă? Ia mai citești toată bilețelul lor, ca să-mi fac o idee. Să vadă cum citești. Da, mă, dar acum nu mai stai analfabet. Dar citește pe silabe. Păi ce faci, Costi? Ori așa, ori, mă. Ok. Bine, mă, tovarășul. Ce faci, ce zice ăsta? Și ce a zis mama ta? M-a dat la meditație. La ce? La 11 ani. La matematică. La română. La alfabet. La alfabet. Dar cum s-a întâmplat? Adică tu erai clasa a 4-a, 5-a, nu? Da. Păi și ce s-a întâmplat? Cum? Nu știam, mă, să vorbesc, nu știam. Eram prostul clasei. Nu știai să scrii sau nu știai să vorbești? Ai, așa că de că l-a scris, dar la vorbit eram rău de tot. Dar era din cauza emoțiilor sau nu știai, tu nu le judecai? Nu, eram eu bun de nimic. Deci nu știai cuvinte, efectiv, te gândeai la ceva și bă, nu știai care e cuvântul. Bă, viața mea, haide să încheiem subiectul, e fals, vă zic eu. De ce judeci așa repede? Eu nu cred că mama lui, am cunoscut-o pe mama lui și e mamă super mișto și femeie în toată firea, nu cred că l-ar fi lăsat să fie analfabet până în clasa 5-a. Îți place de mama așa mult. Dacă aveți un pic de încredere în mine, mă ascultați, dacă nu, o să facem. Și eu cred că e falsă, stai liniștit. Dar a fost foarte supărată pe mine. I-a zis diriginta, că era primul an de când aveam dirigintă, că era în clasa 5-a. Păi da, tu n-aveai cum să ajungi clasa 5-a dacă erai analfabet. De ce? Eu fi rușine. În mod normal în școală n-ar trebui să te lase să treci clasa dacă ești analfabet. Bă, să mor eu, sunt două variante, oricum ori minți. Dacă nu minți, să moară tati, dacă mai vorbesc cu tine, dacă știu că până la 11 ani ai fost analfabet. N-ai cum, să nu știi să vorbești, să nu scrii, e fals 100%. Că stai, mă, tu până la 11 ani ce faceai? Mergeai la Comper, la astea, erai bun rău. Viața mea, dar că insistă să nu știu să scrii, ești nebun la cap. Până la 11 ani, n-ai cum să nu știi să nu scrii. Sebi, tu ai prins examenele alea între clasa 4-a și a 5-a? Da. Și ai dat examenul de clasa 4-a către a 5-a și l-ai luat? Da. Ok, deci n-aveai cum. Dar m-a ajutat colegul. Fals, mă, sunt două variante. Dar fals, mă. Ori după întrebarea asta nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat, gen, tu să nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat. Poți să fii și tu diferit față de restul. Bine, fii atent, nu mai vorbesc cu tine dacă e adevărat, gen, că înseamnă că n-am cum. Și dacă nu e adevărat, nu e adevărat în fals. Fals. Cum e? De ce fals? Verdictul final, bro. La 11 ani să nu știi să citești, să scrii, n-ai cum să fii analfabet, că ăsta nu e așa de prostă. Verdictul lor final e că povestea e falsă. Acum, hai, spune-ne tu. Da, mă, a zis. Era greu, bă, era greu. Bă, nu vă bucurați că a fost ușor, adică... Da. Mergem mai departe, minunata emisiune, dragi prieteni. Costi, sunt tare curios ce poveste ai acolo, frate. Maximilian mi-a trimis un tricou și un album semnat. Cine e ăla? Maximilian din... Maximilian Ioan, mă, Max și Arte, no, cine? Nu, no, cântărețul Maximilian. Da. Bă, cântărețul, băi. Da, mă. Știu. Tipul ăla care cântă aia cu e sofisticată, da, mă. Ce ți-a trimis? Un tricou și un album. De ce? De ce ți-a trimis? Ajutor social, frate, oameni. Ok, da, ajutor social. M-a văzut mai amărât. Ok. Și când ți-a trimis asta? Era mic. Aveam vreo 13 ani. 13 ani. Tu câți ani ai? 22. 22. Ai 22 de ani. Am 22, da. Da, și româna te bate un pic. 22 de ani. 22 de primăveri. 22 de primăveri. Ce ți-a zis după ce ți-a trimis ăla sau nu ți-a zis nimic? Doar așa l-a pus la fan curier și gata? Se reportă la toți. Mamă. Ai portat tricou? Da. Îl mai ai? Nu, din păcate nu. Ce culoare era tricou? Negru. Mm-hmm. Despre ce era întrebarea, că n-am pus atenție. Maximilian. Maximilian, frate. Ah, e da. Sofisticat. Okay. Cum se numea albumul, Costi? Să vedem dacă ești fan. Maxim am spus, frate. Cum? Maxim am spus. Maxim am spus. Maxim, virgul am spus. Aha, am înțeles. Ai ascultat albumul? Da. La ce? Știam dinainte. Ah, îl știai de pe internet și ți l-a trimis în format fizic. Da. Am eu o întrebare. Yeah. Tu, acum 10 ani, nu exista Instagram și chestii. Adevărat? Da, nu cred că aveam. Și atunci cum ți-a trimis, mă, mâncați și gura ta? Păi Instagram se trimit, mă, astea.
Băi, fine, vezi că era Facebook unde puteai să dai share și ea e de când era așa, meu, bun, de când deci tu ai dat mesaj pe Facebook. Salut, Maximilian, sunt fanul tău numărul 1, îmi trimiți și mie să-ți trească familia ceva? Da, frate, am fost de la concert și de asta mi-ai trimis. A, că și eu când văd... Fan. Că și eu când mă duc la concert și când zic, eu știu unde stai, păi îți trimit ceva. Vere, că hai mă, lasă-mă! I-am scris, ești nebun. I-ai scris, nu? Da, am vorbit cu el. Și el a zis, o, te bă, frățiorul meu, cum de la Megidia, adevărat, îți trimit... Am da, mai la mișto. Ce am mai la mișto? Gami, tu zici că e falsă povestea asta. Am mai la mișto, mai falsă, e. Mai la mișto? Sebi, mai ai întrebări? Nu știu că Costi e bun actor, mi-e frică cu el. Ce scria pe album? Okay. Bă, nu mă, nu, hai, gata, deci, ajunge. Omul ți-a trimis un album semnat, boss, da? Boss, deja e mult, deja. Nu, că și eu sunt fanul lui Maximilian. Da, ce nu? Bă, era haz la vremea lui. Era top. Era băiat. Ce scria pentru Costi? Scria pentru Constantin, pentru Bebe sau cum ți se spune? Boss. Nu știu, așa vreau să spun de acum încolo. Omoare anorac mov. Omoare anorac mov, tu-l crezi? Ok, deci Gami fals, Mirica? Nu mă, crezi? Zi-mi un argument pentru ca să nu-l cred. N-avea domnul să știe Maximilian de el. Cum te-ai băgat exact în seamă cu el? A fost la concert. Păi și nu vine dar atâția la concert. Dar de unde știi tu că el s-a băgat? Adică îl vezi mai așa și... Da. Unde, adică el s-a băgat în seamă cu Maximilian sau Maximilian cu el? De unde știi tu că nu s-a băgat Maximilian? Dar tu ce ești, mă, avocat? Parcă erai cântăreț de ăsta, nu cânti de-astea. Hai, mă, adică Maximilian te-a văzut pe tine în prima linie acolo și ți-a zis, bă, te știu și o să-ți trimit mărci. Gen, de ce ai fost tu așa de special față de ceilalți? Că i-am cerut și eu o poză. Aha, că alții nu i-au cerut. Bă, dacă stați, mă, omul să vorbească, mă. Nu mai vorbesc, Doamne ferește. Nu mai vorbesc. I-am cerut o poză, frate, și n-am mai făcut poză cu mine, a plecat. Și că s-a simțit prost, mi-a trimis tricou și album. Bă, eu zic că e suficient. Asta e videoclipul lui Eminem, Stan, e fals. Deci, Mirica, tu zici că e fals, că e de la videoclipul lui Eminem referința asta. Da. Gami fals, Sebi, oricum iese fals, dar te mai întreb și pe tine așa. Chiar vreau să știu, tu ca și eu vreau să știu. La finalul poveștii, Costi s-a recunoscut ca un pot. Zi-mă că crezi, nu cred, sincer. În ce an ai zis că era? 2013. Și era primul album al lui Maximilian? Nu era. Bă, nu mă, bravo, eu chiar cred că s-a simțit prost omul că n-a apucat să facă poze cu tine și... Asta e faci tu, nu? Ok, deci tu zici că e adevărată. Ok, deci votul echipei e fals, dar totuși tu te menții pe adevărat. Hai să vedem cum e, frate. Bă, povestea este 100% adevărată, Maximilian e super băiat. Țeapa voastră, frate, țeapa voastră. Bă, știi cum a fost? S-a întâmplat că am fost la el la concert. Și a făcut poză cu toate săgețile și după a plecat, frate. Și cu mine n-a făcut poză. Eu chiar eram fan și n-a făcut poză, frate. Și când a plecat cu mașina, m-am dus și am zis la geam, bă, frate, ai făcut poză cu toate săgețile, nu faci cu mine. Bă, așa că ai zis fix așa? Da. Și a zis, bă, că ne grăbim, că nu știu ce. Și am dat mesaj după aia pe Facebook. Și am zis, bă, urât. Și el ce crezi că a făcut? Și mi-a zis lui tovarășul meu, ne-a trimis și tricouri și albume semnate. Mă jur, e adevărat, Maximilian, super băiat. Hai să auzim povestea lui Mirica. Am trăit o lună de zile cu o bătrână care i-am rupt șoldul. Ce bine că nu punem întrebări. Cum i-ai rupt șoldul? Câți ani avea bătrâna? Petre. Era, cred că era gen octogenar, era 80+. Okay. Era bătrână, era deformată la față. Era ca o figurină de ceară care a stat prea mult în soare. De ce i-ai rupt șoldul? Poftim? Cum i-ai rupt șoldul? Indirect. A luat-o la vals. Păi cum indirect? Stai, mă, cum adică indirect? Da, chiar. Indirect în sensul că nu m-am dus la ea și i-am rupt șoldul, nu a fost interacțiune directă între noi doi. Ce s-a întâmplat? Eu stăteam cu ea în casă și seara mă duceam la baie. Și mă duceam la baie și mă p***am din picioare, ridicam colacul, plecam, lăsam colacul ridicat. Femeia venea seara, o trecea, avea vezica mică, se ducea la baie, dar ca să nu-și omoare somnul, n-a prindea lumina și s-a așezat pe WC-ul așteptându-se la un colac. Dar surpriză, nu era niciun colac. Păi... Dar de ce nu trăiai cu ea, mă, Vere? E adevărat, oricum, să știți de la mine, e adevărat. De ce trăiam cu ea? Da. Erați rude sau...? Nu, n-aveam absolut nicio legătură cu femeia respectivă. Am trăit o lună de zile cu ea pentru că aveam nevoie de cazare. Avea bani mulți. Unde asta? Poftim? Unde? În ce? În Italia sau unde se întâmpla? Avea bani? Stai, stai. N-avea bani, nu. Păi și de ce? Unde se întâmpla? În București? Se întâmpla în Ploiești. Și eu aveam nevoie să stau în Ploiești, ca să... Părinții mei au zis, bă, băiatul ăsta are nevoie de studiu, nu trebuie să se încurce cu navetă sau chestii sau... Tu de unde ești, de fel? De lângă Ploiești. Ok. Cum îți sună, Costi, povestea asta? Adevărată! Îți sună adevărată? Zi, mă! Vrei să-ți mai zic o chestie? Nu s-a întâmplat o singură dată. Fii atent! Nu s-a întâmplat o singură dată, ce, să-i rup șoldul? Ție cum sună Petrica? Zi doar adevărat fals. Deci, vă zic decât atâta. E fals pentru că. Povestea pare cât de cât n-ar fi reală, dar el a făcut-o să pară adevărată, gen.
E falsă, 100%, vă zic eu, e falsă. Deci e falsă, Costi, tu zici că e adevărată? A făcut-o să pară adevărată, ca noi să ne gândim că e adevărată, de fapt e falsă, vă zic eu, 100%. Vere, ascultă-mă, că 100 de flotări acum pe loc dacă nu e falsă. Vere, faci febră la piept, ascultă-mă. Deci verdict final, echipa din stânga a dat verdictul final, povestea e adevărată. Povestea e adevărată. Cam este adevărată, cam este adevărată. Este adevărată? Este total adevărată. Bun. Petrică, vă 100 de flotări. Eu stați așa, am zis că este falsă doar ca să le influențez lor părerea, să zic că e adevărată. Ai zis că dacă e adevărată, faci 100 de flotări. O m-a jucat șah 5D. Urmează povestea lui Gami. Când eram mic, mama mă încuia în balcon dacă trebuia să se ducă la magazin. Fals. Stai mă, Vere, stai mă, lasă-l pe Costi. Stai mă, calmează-te. Costi are 8 episoade la activ, e cel mai bun pe treaba asta. Stai pe tine. Nu, chiar e mai bun decât tine, Gami. Are și un episod în plus, hai mă, lasă-mă. Vezi că două, ca idee. În fine, cum te-ai încuiat, ce erai, câine? Da, făceam ham-ham. Bă, de ce, că s-a luat moșul ăla de tine în parc? Sau de la ce v-ați luat? Asta era înainte de moș. Cu siguranță nu știu, Mirica nu știu dacă știe faza cu Gami și cu moșul. Aia cu Gami când i-a dat moșul palmă sau... Există o filmare cu Gami de când era foarte mic, era într-un parc. Probabil are că a fost nesimțit sau ceva. Acum cât timp Gami? Era în clasa 8-a. Și e pe internet? Da. Poftim, e pe gratis, internet, da. Eu aș plăti pentru asta. Și se ducea la magazin și te încuia în balcon. Da. N-avea încredere în tine, dar de ce n-avea încredere în tine? Că ai văzut, știi, deja știa, de ce mă întrebi? Ei nu știu, tu știi. Era mai nebun așa când era mic, înțelegi? Mai făceam una alta prin casă, mai spărgeam chestii, na. Fel de smardoi. Semi. Era frică să nu fac vreo prostie prin casă. Cum îți zicea, Gami, hai plec la magazin, treci tată. Nu, zicea Andrei, nu Gami în primul rând. De drum, hai. Îmi zicea Andrei în primul rând, nu Gami. Noi avem voie să-l susținem pe Gami? Nu, voi, în general, când spune unul povestea, voi puteți să maxim să dați din cap sau ceva. Opa, Gami. Bă, în același timp, mă. Băgați-l pe balcon pe Gami acum, că am sparge pe aici. Unde-i balconul? Băgați-l pe balcon. Hei, hai pe balcon. Cum mă te închideai așa, efectiv, în dușmănie? N-aveam miră față de tine? Da, mă, zicea Andrei, haide, e timpul, făcea așa, păcea, zicea, e nouă la culcare. Cât ai lăsat cel mai mult închis pe balcon? Cred că cel mai mult am stat undeva la aproape o oră. Nu găsea ulei, s-a stat la mai multe magazine. A, dar nu-i mult, mă, dar tu ești în echipă cu mine, ai uitat. A, ok. O oră pe balcon să moară familia mea, dar nu demolam tot blocul, urlam, făceam... Câți ani aveai, mă, băiat? Făgeam. Nu știu, eram mic, ți-am zis, adică aveam 5-a, 6-a. Aveai și un telefon, ceva sau te lăsa ca pe animale? Bă, aveam telefon. Spre exemplu, Shelly știe că a fost unde stăteam eu. Yeah. La parterul blocului, la parterul blocului unde stăteam eu era magazinul. Așa este, în general dura vreo 10 minute, 15 minute. Ai pe balcon numai când mergeam la magazin. Stai, cum 10 minute, 15 minute să te duci până jos la magazin, la tine acolo unde stăteai? Să faci cumpărături forță, gen. Bă, dădeai din coadă când te deschidea înapoi? Ziceai, mamă, că ar mulțumesc că mi-ai dat drumul. Nu. Au cam trecut minutele voastre alocate pentru întrebări. E momentul să dați verdictul, dragii mei prieteni. Nu, stai așa un pic. 100%. A zis două, ultima trei întrebare la Petrică. Ultima două, întrebare. Două, trei propoziții a zis și nu-mi dau. Ai nevoie de mai multe detalii, Petrică. E ceva real, gen. 100% e adevărat. E adevărat, mă, nu mai pun nicio întrebare. Zi, Petre zice că e adevărat. Costi? Fals, mă, Vere, minte de sparge. Cum se fals? E adevărat, frate. Fals. Îmi văd în stare aici. Cum e asta? Mama lui Gami, pe care eu o cunosc și o femeie super, m-a ajutat cu foarte multe lucruri, sincer vă zic, adică super femeie, să închid așa pe balcon. Petre, eu cu Costi știm pe Gami și ne-ar fi povestit povestea asta. Ok, vrei să mă iau după voi? Eu îmi spun punctul meu de vedere, este adevărat. Dacă voi doi ziceți că e fals și doar Petrica zice că e adevărat, înseamnă că votul echipei e fals. Verdictul lor e fals, Gami, trebuie să ne spui care e situația. Petrica, trebuie să te felicit. N-am văzut în viața mea un om s-o dea așa de mult în bară ca tine, este falsă povestea am asta. Cum să mă închidem mama pe balcon? Chiar, cum să închidem pe balcon? De-aia faci copii ca să-i trimiți pe ei la magazin. Acum te rog eu, dă-i lui Petrică. Petrică, ia zi, tate, ce ai acolo? Ma, din greșeală am călcat un fan cu mașina pe picior când făcea poză cu mine. Adevărat, ești nebun la cap, doar l-ai călcat pe picior. Păi da, mă, dar fii atent, îți demontez eu argumentul foarte simplu. În primul rând, tu n-ai carnet de conducere, n-avei cum să-l cași cu mașina pe bă, picior. Bă, Vere, corect. Cu piciorul, Vere! Ok, da, dar eu cu sunt mașina pe gen. Picior. Stai așa, am mașina. Călcat, e doar la singular sau am călcat, e și la plural? Gen. Eu cred că e și la, gen, noi mai mulți am călcat, adică nu doar eu am călcat. Stai așa un pic viața mea, că... Eu nu prea am fost la școală, păi dar dacă stai un pic, dacă Shelly face accident și eu sunt în mașină cu el, nu zic, am făcut accident, am dat peste unul cu mașina. Bă, da, noi am dat peste unul cu mașina, și am la pușcărie cu el. Stați un pic, vreau să zic eu aici. Nu poți să zici, am dat peste ăla cu mașina, pentru că acțiunea aia a participat doar șoferul, nu? Că nu se conduce pe ce era mașina de școală de aia cu... Păi ce-a făcut, adică Shelly dă peste unul cu mașina, sunt cu el în mașină, zice, a, da, într-o zi am dat peste unul cu mașina, nu, Shelly a dat, prostul, eu
în dreapta. Deci așa îl bași pe tovarășul cu mâinile curate. Îl bași pe tovarășul cu mâinile curate, ești nebun. Că tu ești din generația care dă cu pixul, ok. Dar noi doi am călcat, noi n-am simat. Bă, nene, aveți aproape aceeași vârstă. Dar eu sunt mai mic și sunt crescut mai altfel. Generația care dă cu pixul. Dar eu dacă dau cu pixul pe mine, mama mă bate și mă dezmoștenește și tata mă calcă în picioare dacă dau cu pixul. Mai bine mă duc la pușcărie. În fine. Pișchirie. Din greșeală am călcat un fan cu mașina pe picior când făcea poză cu mine. Ok, cine conducea? Să zici că e la plural, cum vrei tu. Stai așa, conducea Cami. Cami, cine e Cami? Un băiat. Un băiat bine. E o fată, sincer. Și eu, și eu, și eu. Bă, jur că eram că e fată. Deci e un băiat, la concert, da? Deci este... E un... Stai așa. E ce? Deci e un băiat, ai zis. Vezi cum vorbești despre Cami. Vezi cum vorbești despre Cami, că e aici, în spate. Și are mașina la el. Deci, acest la picioare. Băiat, Cami, da? Da? El conducea. Așa ai zis, da? Probabil. Păi cum probabil? Probabil el conducea, da. Păi eu te întreb, ok, cum zici probabil? Da, păi și eu răspund cum vreau eu. Jocul ăsta, pentru că tu trebuie să-i răspunzi lui la nerămurii. Ok, și eu i-am răspuns la nerămurirea lui. Deci nu ești sigur dacă conducea Cami. Nu știu, că eu dormeam, gen. În timp ce o cea la poză. Deci da, mă, el a călcat, dar el dormea. De gen, da, el a călcat, că el dormea. Era Tupac în mașină acolo. Și păi după... și dacă tu dormeai, nu, tu cum știai? Stai așa un pic. Da, mai pun o dată întrebarea, că am glumit. Am vrut să fac un pic de caterincă ca să mai fac un pic de view-uri. Ca ideea asta. V-ați mai cerut scuze, ați apucat, adică okay, Cami a ieșit tu, să... Și tu cum ai aflat că l-ai călcat? Mama și l-am pupat, nu, că m-am trezit. Am și zis că am glumit că dormeam, nu dormeam. Băi, Petre are o tactică de joc foarte interesantă, adică n-am mai văzut tactica asta până domnul acum. Host, vorbiți cam mult, deci. Nu, cred că tu vorbești cam mult, Cami, că băi, ai tăi n-au apucat să zică nimic. Schimbăm capitanii de episodul video. Cami, n-ai rezolvat nimic, mai mult ai făcut rău. A zis domnul host, zic eu ultima întrebare și pe aia vorbești. Deci, fii atent. Deci. Vreau să știu cum ați aflat că l-a călcat pe băiatul ăla pe picior. A făcut mașina așa. A strigat el. Bă, m-a călcat pe picior sau cum s-a întâmplat? Da, exact. Asta era nelămurirea mea. Ok. Ai aflat cine e fanul ăla? Dacă am aflat, adică am aflat că era în fața mea, dar nu am aflat cum era pe Insta, pe Facebook și pe toate rețelele de socializare. Da, am aflat că era în fața mea, adică l-am văzut. Nu dormeai. Nu dormeam, nu, glumeam, ți-am zis de 3 ori că nu. Păi și după ce l-ai călcat, v-ați oprit dacă ăla a țipat? I-am făcut o frecție. Și n-ai făcut și tu cum a făcut Maximilian cu Costi să-i dea ceva cadou? Dracu. I-am dat și o frecție cadou. Gen cum a fost copilul ăla de la călcat pe trecut mașina și aici Costi. Păi da, mai Maximilian a fost băiat pe trecut. Haide, că noi n-am stat atât de mult la taclale. Ok, deci... Miri, că tu ce zici de pomestea asta, e fals, total fals. Adevărat sau fals, ca să știu. Stai un pic, Miri, că nu e ce doar că e fals, e total fals. De ce e total fals? Mi-e foarte, adică încerc să-mi imaginez cum te calcă cineva pe picior, mă gândesc că te calcă pe degetele de aici din față. Și e foarte greu când tu stai cu fața spre mașină, da, să faci un selfie sau o poză de genul. Da, poate să fie gen de la degete până la, adică până unde se termină degetele. Ok, bun, deci... Deci ziceai că dormi? Și ăla frate, nu dormeam, am zis la mișto, ce nu înțelegi? Nu dormeam, am zis la mișto, am glumit. Eu zic că e adevărat din simplu fapt că e posibil, pentru okay. Că atunci când pleci de la posibil concert... Posibil este orice în lumea asta, cum ca să știi. Ca idee! Tu ai făcut la fan chestii urâte Grammy? Am văzut un clip, că ai făcut la unul. A fost altă poveste. Fals, adevărat, nu stăm foarte mult la taclare, mai avem decât de ridicat încă 2, 3, 4 de astea și nu vreau să ascult foarte mult. Păi oricum, zi, eu zic zi, dar sunt curios ce zici. Fals. Bun, verdict final fals. Petrică, cum e povestea deci, asta? Deci, este total adevărat, fiți atenți. V-am zis, am zis. Bun, vă pup, nu mă întrebați de ce sunt foarte bun, așa m-am născut. În fine. Mara, e timpul să auzim povestea ta. Ok, deci am fost plimbată în sutien de către directorul meu în curtea liceului. Și prin liceu. Mamă, ce clip. Eu te cred. Mamă, ce titlu bun mi-ai dat, Mara. Wow, nu mă așteptam. Nu, eu cred pe Mara. Dar la ce liceu ai fost? Iorga. Păi și ce căutai în sutien, Mara? Eram... Ce erai? În timpul orelor și am vrut să chiulez de la școală. Și erai în sutien, ai zis? Nu. Aveam un hanorac din ăsta scurt, cum port eu. Și când am vrut să sar gardul, a țipat directorul după mine. Mi s-a agățat în gard hanoracul, mi s-a rupt hanoracul și am rămas în sutien. Și după domnul director m-a luat, m-a vrut să mă ducă la el în birou și după și am trecut pe la... Am trecut pe lângă biroului și era cancelaria. Mă, cum directorul să o vadă așa? M-au văzut toți profesorii și a fost un moment foarte nașpa. Vă, ce s-a întâmplat după? Adică așa, te-au trimis acasă? Te-ai continuat orele? Nu, după am ajuns în biroul domnului director, mi-a ținut o morală de aia mare când face și orice director. Și după aia s-a rezolvat, nu întrebați cum. Nu, i-au sunat pe părinții mei și am fost suspendată pentru că am fost suspendată 2 zile. Și a venit și părinții tăi la liceu, nu? Nu, a venit doar mama să mă ia. Și te-a văzut și ea în sutien, nu? Da,
Mă rog, aveam un hanorac pe mine, dar eram... Păi stai mă, stai, deci cum vine? Că aveai un, cum ai zis că aveai un hanorac pe tine? Din aveam un hanorac de la crop top. S-a rupt hanoracul, nu? Da. Tu nu știi să chiulești ca lumea, tu săreai gardul. Pe poartă. Păi la mine liceu înainte se putea să se chiulească super ușor. Și tu n-ai prins schema. Nu, 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 dar între timp, din cauza mai multor probleme și chestii, nu se mai putea chiulea și n-aveai cum să chiulești până în ora 12, adică n-aveai cum să pleci că nu termina nicio clasă. Scria și până coruri, chiulitul până în ora 12 este ilegal. Păi stai mă! Dar la ora 12 ieșea prima clasă, gen, își termina orele și atunci puteai să pleci în pauză, practic, dar n-aveai cum să pleci în timpul orelor. Păi stai mă, și pe tine te-a găsit directorul, nu gardianul, și te-a dus la director, ca nu, directorul a ieșit în curte și m-a văzut și a țipat pe mine. Am înțeles. Ce vârstă avea domn director? Nu știu. Nu, întreb pentru un prieten. Nu știu, dar e bătrân, are vreo 50-60 de ani. Și tu câte ani aveai? Era în clasa 10-a. Și crezi că te-a luat în cancelarie doar așa să... Băi, ce notă, ce notă ai avut la finalul anului școlar? Cu cât ai terminat? Cu 10 la 2. Ah, ok, ok. Guys. Ce culoare aveai sutienul? Bă, irelevant. Alb. Ba da. Asta-s pentru sufletul tău, eu zic pentru emisiune. Ce cupe, ce cupe, zine! Și asta tot pentru sufletul tău. Deci, se vede că n-am avut antelă. Ia frumă o reconstituire! Te-am mai văzut și colegi, că erai pe acolo, pe holul adică liceului. Adică, se afla. Nu, că era în timpul... Bo, se afla. Orei. Se știa. Și ce căuta directorul în timpul orei afară? Păi nu aveam oră cu directorul, noi aveam altă oră, eu cu o prietenă am vrut să chiulim. O, se afla prin București, prin aia, se afla. Ești nebun. Deci tu zici că e falsă. Eu zic că e falsă. Domnul Mirica? Eu aș merge pe adevărat, dar mi-e foarte greu să mai merg. Până acum am greșit tot ce am zis. Hai să vedem ce zice și Sebi și te decizi după aia. Sebi? Ce zici, Sebi? Internet, alea, jmecherel, nu se afla? Grupul clasei, filmare, TikTok. Tu erai pe grupul clasei. Totul se află, ce ai de bun? A, mă, lasă-mă. Ba, pe bune, că totul se află. Totul se află. În perioada aia erai împreună cu Ceanu? Nu. Ce picant. Am înțeles. Era înainte să mă apuc eu de TikTok. Înainte? Păi stai mă, și tu crezi că directorul gen chiar atât renume avea să te tragă în sutien prin liceu, gen nu i-a apărut și lui așa o leacă rău de tine. Ce clasă ai zis că erai? A 10-a. Trăgea o minoră în sutien prin liceu, n-are mă niciodată. Nu era justițiarul deci, pe vreme. Deci tu zici că e falsă, bă? Da. E falsă. Mergi pe fals, gami fals. Eu merg pe adevărat. Ok, verdictul echipei este fals. Maga. E adevărat. Bun, să moară băieții, dacă era spart. Nu poți experiența, ce înseamnă experiența? Deja să iisem aproape jumătate de gard și când m-am întors înapoi, prate, mi s-a agățat și domnul director a avut o criză foarte mare, că vezi, doamne, am vrut să sar gard, deci că nesimțită, iar domnul director și cu mine am avut o relație de mare, era în birou la director mereu, iar toată școala... Păi am încheiat cu 10. Iar toată școala știe de faza asta. N-a fost filmat nicăieri, dar toată lumea știe. Și nu s-a auzit în București? S-a auzit în București. Ce direct? Și ce, dacă se uită domnul director care ți-a făcut asta la acest video, ai un așa un mesaj pentru el? Nu, că a fost drăguț cu mine, m-a scos din multe probleme, e ok. M-am culcat cu gagica unui băiat care m-a chemat să-i cânt la majorat. 100%. Pare ceva și ar face zi. Urât, urât. E adevărat 100%, vă zic eu de acum ca să jur pe familia mea că e adevărată. Stai puțin, erai tovarăș cu băiatul ăla? Ne știam din prieteni comun, nu... Merge. A, te-a plătit să-i cânt la majorat? Părinții, el nu știa că eu o să cânt. Ai b***o înainte să știi sau după ai aflat că trebuie să-i cânti la majorat? Eu stai, n-am mai cunoscut fata până atunci. Sebi, te rog, eu mă citești odată întrebarea, că nu știu cum ai formulat-o. Eu uite, e foarte proastă întrebarea asta, pentru că Petre a dar fost... Dar nu e o întrebare, este o poveste. Păi tocmai de-aia ai spus, să mai formulezi, să mai... Petre a fost și el la majoratul ăla, dar nu știi exact cum s-a terminat povestea. Mai citești odată, ai fost și tu să cânti la majorat. Mai citești odată întrebarea, te rog, frumos, fix cum e scris pe bilețelul acela. M-am culcat cu gagica unui băiat care m-a chemat să-i cânt la majorat. Și omul a spus că atunci a fost prima dată când a cunoscut-o pe fata respectivă. Dar cine cânta la... Poți să ne zici numele? Nu mai știu. Știe, păi știe, dar nu e bine zis, că nu zice mă nimica. Mă, nu, e vorba nu știe, de... dar nu mai știi nici tu. Nu mai fi panoramă, că nu știi nici tu. El a formulat-o altfel decât s-a întâmplat. Deci era iubita sărbătoritului, da sau nu? Bă, din ce am auzit așa era. S-a întâmplat la aceea seară? Eu pot să te, adică și dacă spui tu că e adevărat, eu pot să zic că e fals, că știu perfect. Adică nu e așa. Tu poți să-i minți pe băieți, dar pe mine n-ai cum. S-a întâmplat în aceea seară? Bă, am băut rău de tot în seara aia și nu mai știu exact. Adică eu cu Petrica atunci am băut, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am... Voi doi? Adică da. Ne-am bă... băiat, am făcut noi doi tot, trebuia să facă cu fata. Nu, tu ai făcut-o Petre... cu Petrica, mă, și... Că... Faza e că... Adevărat. Eu cu Petre nu ne mai văzusem de mult timp și eu cu Petre, gen, prima oară atunci ne-am văzut și a fost super dubios, că noi am cântat gen împreună după o perioadă în care n-am mai vorbit. Așa, și nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu mai știu ce s-a întâmplat după. Dar mă știi cum arăta? Era bună? Ne-am mângat, bă, ceafă, bă. Nu mai știu exact cum arăta, dar... Păi
stai mă, și gornista aia în loc să se ducă la gagică, suchiera ziua lui, a venit cu tine. Cum ai zis gornista? Păi gornista, nu? Ce bă, frate, eu știam. Scuze mă, dacă vezi asta, ești gornista. Păi da, mă, da, mă, dar care e toată faza? Că eu până acum am crezut că eu am făcut treaba asta cu sărbătorită, cu... Gagica sărbătoritului, dar de fapt... Nu, Petrică, să zic eu după filmări mai multe ce s-a întâmplat. La ziua aia de naștere am creat multă invidie cu domnul. Că cam toate erau după noi. Și nu mai știm exact ce am făcut, dar noi cel mai mult am stat noi doi împreună. Atâta timp cât Petre oricum a fost acolo, Petre, vreau să plece de la tine verdictul, bro. Păi, tocmai că e mai greu pentru mine, că nu știu, el a formulat-o cumva... N-ai ce zice, cu tine am stat... Hai, zice, simți, bă, zic, cum o simți. N-ai ce zice, cu tine am stat toată seara. Păi nu arunca pe altă. Tine, dar nu știu cât ai stat cu ea, asta e problema. Nu e adevărat, știi că, după tu m-ai dus, știi că după tu m-ai dus că trebuia să mă duc la tata. Ok, te-am înțeles. Nu mai ții minte, că am băut amândoi și după m-ai dus la Bobo. Da, parcă le dă prea mură în gură, nu prea e cu noi. Crezi că sunt... E adevărat! Sau mă ori eu dacă nu e adevărat, mi-am adus aminte că i-a cumpărat brățară. Hai să nu-l ascultă. I-a cumpărat brățară a doua zi, m-am trezit cu ce brățară la mână. Ce brățară că a doua zi am fost la București. Bă, de obicei când zice pe de ceva, noi facem inversie. Nu vă luați după mine, să mă ori eu dacă vă luați după mine, nu vă luați după mine. Ok, super dubioasă, trebuie să recunosc super dubioasă situația asta, dar se pare că verdictul final e fals, deși Petre era atât de convins că e adevărat. E adevărat? Aaa, niciodată nu m-am bucurat mai tare ca f***ul ăsta cineva. Bine, tata, lași de eu p***. E adevărat, nu? E adevărat sau nu? E adevărat. Păi înseamnă că am f***at amândoi, mă. Bă, săracul băiat ce majorat a avut. Costi, e momentul să ne spui povestea, frate. Mamă, Costi, ăsta e bun. Am fost urmărit de un pedofil. Justițiarule, unde erai, frate? Unde erai, justițiarule? Când aveam belele, numai cu femeile tăi, cu mine. Câți ani aveai? Mic rău, dacă era pedofil, acum am 22. Aveam vreo 13 ani. 22 de ce? La 13 ani sunt mult din viață. Aveai 22 de ce? 22 de primăveri. Știi unde a început tot? Deci. Uite la ce drăguț e. De acolo a început tot. Bă, deja te mintești. Da, mă, eram, mergeam pe stradă. Și era un domn în spatele meu. Un domn. Da. Deci pedofilul era un domn. Domn versat. Avea de la costum. Costum avea, avea orologiu. Scotea din buzunar de aici de la costum, orologiu. Era domn. Da. Nu era pedofil, era domn. Aș vrea să profit de trupul tău, mi-a spus. Nu mă, mergeam pe stradă și mergeam în spatele meu, frate. Și mergea prea așa în spatele meu, ai înțeles? Cum adică prea așa? Ce înseamnă prea așa? Ca suspect. Tu nu-ți dai seama că cineva merge... pic sus, așa. Tu nu știi că merge cineva prea așa în spatele tău? Sunt mai multe moduri de prea așa. Avea o mână în buzunar? Avea borsetă? Nu mai știu. Avea borsetă? Nu. Era îmbrăcat în preot? Nu. Dar ne spui, ne spui, ne arăți cum mergea, te rog. Nu, mai degrabă cum mergeai tu de te-a urmărit el. Băi, frate, aveam poșeta aia, bă. Aveam hanoracul la crop-top, sărisem un gard și mi s-a prins în gard hanoracul, știi? Și a rămas în sutien și s-a luat. Era domn director, domn. Nu, glumesc. Se ținea după mine și eu ce am zis acum? Stai puțin ca să-mi dau seama dacă mă urmări și am trecut strada. Ce crezi că face bulangiu, trece și el. Aha. Bun, mai aveți întrebări, dragii mei? Trebuie să mai avem întrebări, trebuie să... Trebuie, n-are, la caz de ăsta trebuie multe întrebări. Și cum ai scăpat de el? Ai scăpat, da, cum ai scăpat de el? Deci, am urcat în autobuz. Era cumva un fel de cap de linie, unde autobuzele mai stau, nu vine și... Păi stai, era târziu de erau autobuzele nu, era lumină, sau... era lumină. Da, acolo era cap de linie. Și n-a văzut nimeni că te urmărea, mai suspect așa? Bă, nu, frate, am urcat în autobuz. Era târziu, era noapte? Nu, lumină. Era zi. Deci era în Constanța, ai zis. Da, în Constanța. La mall, la Vivo. Și tu la vârsta aia nu te-ai panicat, gen, n-ai întrebat alt om, bă? Ma, da, ce crezi, că mergeam așa, hei, pedofile, vină după mine. Nu, m-am panicat, mi-am luat panică. Păi da, mă, dar înainte nu te-au văzut alți oameni, că erai nici panicat. Nici n-ai intrat în mall. N-am țipat, sau eu plecam mall. Din mall. Eu plecam din mall, eu mergeam în spatele meu, frate, și l-auzeam. Păi stai, și a ieșit și el din mall cu tine? Păi dacă nu am văzut dacă a ieșit din mall, eu ieșisem din mall, mă ceam spre autobuz și el venea în spatele meu, știi ce zic? Te-a văzut mai frumos el de-a pus ochii pe tine? Cred că era și el ține așa. Semănea pe cu Inisebi așa. Da. Da, mă, și a venit după mine fără mișto, a venit omul după mine, am urcat în autobuz și s-a pus în spatele meu, frate. Și când s-a pus fix în spatele meu, autobuzul gol, fiind la cap de linie, era autobuzul gol. S-a pus fix în spatele meu și vorbea ceva, frate, și m-a lăsat așa pe spate să aud. Și m-a dat, a zis că ce frumos ești, o chestie, da. Ce băia bine! Și atunci s-au închis și ușile la autobuz. Asta ți-a zis sau asta ai vrut să auzi? Asta mi-a spus. Asta cred că mi-a spus. Și mi-a văzut vreodată pe omul ăla în viața ta? Nu. Dar știi ce am făcut și cum am scăpat? Am scos telefonul din buzunar, că mi-am dat seama ce se întâmplă. Am scos telefonul din buzunar și am zis: da, tată, mă aștepți aici la următoarea?
Da, acum mai am și eu, două stații și ajung. Bun, 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 rău. Și a coborât asta, la da, asta e credibilă. Mamă, ce eu dacă bun, aș fi pe dofie așa de povestea din autobuz, dar Costi e actor, mă, nu, eu nu cred că i-a venit pe moment în autobuz, i-a venit acum pe moment, că e actor, e bun. Atunci tu zici că e falsă povestea asta, bă. Sebi. Bă, dar nu e corect că Costi e actor gen ăsta, ne face de cap de îmbărligă de numoară. Bă, episodul trecut am rupt topurile, m-a gherlit ăla pe toate, m-a ghicit. Deci, Sebi, tu zici că e falsă sau te mai gândești? Ce zici? Eu zic că se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Justițiarul le zic că... În același timp, eu nu cred că capătul de linie în Constanța e la mol. Nici eu nu cred. Da? Am fost și eu în Constanța de multe ori. Dar ai fost cu autobuzul, mă, băiat? Am fost cu autobuzul. Și am vrut să... și cum tu fraier, gen, că nu... Nu, chiar am fost cu autobuzul în Constanța, chiar anul ăsta. Am vrut să-mi cumpăr bilet cu telefonul să plătesc, n-a mers. Zic, domnule, eu merg... Păi nu se merge cu bilet în Constanța, nebunule! Păi eu sunt un om doar civilizat. Pe telefon, nu? Un om civilizat ca mine, dar care este verdictul tău la această fals poveste? Fals. Fals. Mirica? O să merg pe Gami de data asta, și o să oamenii din Constanța sunt altfel. Ce ai zis data trecută de Costi, că e fals sau adevărat? Nu mai știu, că dar... le schimbă, îți dai seama. Oricum noi am votat amândoi fals, deci... Ok, mă, tot fals. Nu te lua, mă, verdictul după final ce zice, mai măcar să mă diferim, mă, ce este această poveste e falsă, Costi, dar doar tu știi adevărul. Care este adevărul? V-am spart, v-am spart, este perfect adevărat. Uite ce actorie are nu. Vezi, dacă te-ai după lumea, ți-a zis să nu te mai după nimeni. Mă traumatizam, frate, să ai așa experiență, jur. Fost foarte cringe. Nu am dat atât de detalii că nu m-au întrebat, dar omul efectiv mergea în spatele meu. Bă, am trecut strada, a trecut și el. Am trecut înapoi, a trecut și el. Stătea omul în spatele meu. Eu tot auzeam, el tot drumul mergea foarte aproape, gen la distanța de unde e Mara. Efectiv, așa mergea. Bă, și aud în, cum s-a pus fix în spatele meu, frate, am auzit. Ce gât frumos ai. Doamne, frate. Bă, am făcut, m-am prevăzut că vorbești, știi, și am zis că tată mă aștept și chiar a coborât la prima, frate, și m-am panicat rău. Sunt tare curios ce poveste ai, Mirica. Am dormit o zi întreagă în fundul gol lângă un drum național. Fundul gol, deci cu kilo, nu era nici județean, nu era nici drum fără expres. Kilo. Fără kilo, fără pandal. În rușinea goală, rușinea la vedere. Cum s-a întâmplat? Și o zi întreagă, adică 24 de ore, nu? Poftim? 24 de ore. Nu, a fost pe timpul zilei, de dimineață până mai după amiază. Cum ai ajuns în această ipostază? Am băut. Am plecat de aici, de la emisiune. Unde se întâmpla asta? Se întâmpla într-un sat de lângă Ploiești. Și te duceai spre casă, bănuiesc? Nu. No. Dar? Niciun gând. De unde veneai la ora casă? La after party. Cum ai ajuns acolo, de fapt? Am fost la... Ne-am îmbătat și am zis, hai să mergem la scăldat. Și cum ai ajuns doar tu singur acolo și prietenii tăi te-au lăsat acolo, de fapt? Că voi ați fost, a zis, ne-am dus, ne-am îmbătat, adică erați mai mulți. Și cum prietenii tăi te-au lăsat acolo singur pe tine? Nu m-au lăsat, au dormit și ei. Lângă tine e rușinea goală? Tu ai zis că erai singur. Tu ai spus, am dormit. Adică, de cum fapt, ai dat și tu așa, cu mașina. Da, exact, ai dreptate, stai așa. Și ok, ați băut, dar cum ai ajuns în rușinea goală să dormi? Ne-am scăldat. Prietenii tăi cum au dormit? Bă, cam inconfortabil. Nu, cum au dormit, cu hainele pe ei sau ca tine? Nu mi-aduc aminte. Dar unde erau hainele tale? Ți le-au luat mătușa Mărioara? Ce s-a întâmplat? Doar ăștia bătrânii au râs. Nu știu, adică nu puteai să le... Că dacă tu faci baie, aștept să te usuci înainte să-ți iei niște haine pe tine. A, și tu te-ai pus la uscat, cum ar fi. Da, da, și m-am uscat eu înainte lor, cumva. Asta acum cât timp? Să aibă vreo 2 săptămâni. Nu știu, vreo 6 ani de zile. Ah, ok. Că nu pari bronzat, gen, dacă s-ar fi întâmplat vara asta? Era iarnă, era frig afară. Minte! Nu, că ai zis că nu era. De ce anotimp era? Era vară. Era vară. Ok. Mai aveți întrebări, dragă echipă? Mara? Ești convinsă, înseamnă? Ce vedeți? Mai avem întrebări între noi. Ce a zis răspunsurile trecute? E fals sau adevărat? Nu contează asta. Ba da, contează. Nu contează, bă, zic eu de 8 episoade. Mara, care e feedback-ul tău? Fals. Costi? Tu ce zici? Adevărat. Zici că e adevărat? Da. Petre, totul e mâine gătare. Da, e adevărat. Să moare. Ascultă-mă. Bine, e adevărat, haide. Ok, verdict final adevărat. E total adevărat. Ți-am zis vere, eu nu știu ce vorbesc aici. Hai, te pun. Eu am zis fals. Da, e ok. Dă-mi palma înapoi.